Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația, o ediție specială, ca și precedentele, dedicate evenimentelor de acum 200 de ani, e vorba de Revoluția de la 1821, condusă de Gorjean Tudor Vladimirescu. Avem plăcerea să ne fie oaspet în studioul domnul profesor Gheorghe Gorun, unul dintre cei mai importanți istorici gorjeni și, în același timp, cu preocupări în studierea operei și realizărilor Tudor Vladimirescu. Bun venit în emisiunea noastră. Bun găsit, Cornel. Mulțumesc de invitație. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și mai ales că de curând a văzut lumina tiparului un prim volum dedicat lui Tudor Vladimirescu, se numește Tudor Vladimirescu între Scila și Caribda, și acest volum proaspăt venit de la tipografie îl avem și, și aici să-l putem arăta telespectatorilor. Ce ne puteți spune așa mare la început despre această carte? Sunt foarte bucuros că există această carte, Cornel, deși, sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată că s-o scriu. Nu m-am imaginat că în situația în care mă aflam, adică cu preocupări deosebite pe istorie recentă în deosebi, deși marea mea dragoste a fost istoria modernă. Da, toată lumea însă vă știa cu preocupări pe istorie contemporană. Exact, da. Dar marea mea dragoste de tinerețe a fost istoria modernă. Deci nu mă gândeam că voi schimba domeniul de cercetare, dar a fost așa, ca o scânteie trimisă de divinitate, zic eu. Elevul meu, Iani Grbaciu, mi-a adresat rugămintea să acord o consultație regizorului Gavril Pinte, care realiza un spectacol deosebit despre Tudor Vladimirescu și fapta lui. Mai întâi m-am codit puțin, până la urmă am acceptat, mai cu seamă că părerea mea despre Tudor Vladimirescu era un pic în răspăr cu ceea ce se scria despre Tudor, ce se spunea și toate câte au mai fost. Socoteam că este în foarte mare măsură instrumentalizată și personalitatea lui Tudor Vladimirescu și ceea ce el a făcut. Evident, sub influența scrierilor despre Tudor Vladimirescu, uneori într-o antiteză absolută, dacă citim Andrei Oceta, unul din cei mai importanți exegeți ai lui Tudor Vladimirescu, ne ducem cu siguranță la concluzia că Tudor Vladimirescu a fost omul eteriei, a fost mandatarul eteriei, că el a făcut totul la comanda eteriei și în momentul în care a trădat, zice de Oceta, și pe urmă emulii lui, discipolii lui, eteriștii pe drept cuvânt au procedat cum au procedat. Dacă ne ducem la un alt exeget, el s-o cotează cel mai important și cel mai onest și cel mai sincer, cel mai complet al operei Tudor Vladimirescu, e vorba de profesorul Radu, Mircea Teradu, de la Craiova, nu mai avem aceeași părere. Mircea Teradu dovedește un echilibru extraordinar, dovedește o bună credință deosebită în tratarea momentului. Lucrarea lui este monumentală și, după părerea mea, rămâne monumentală și, în acest moment, abordează absolut toate chestiunile, atenție, chiar dacă lucrarea este abordată, este scrisă din perspectivă marxistă. Este scrisă pe metoda de cercetare marxistă, dar evenimentele, desfășurarea lor, nu obiectivitatea, buna credință a istoricului este prezentă la fiecare pas. Dacă citim un alt exeget al mai aproape de noi, al lui Tudor Vladimirescu, profesorul Iscru. Iscru, da. G de Iscru, G de Iscru, da. Gheorghe, da, Iscru. Ajungem la concluzia că nici vorbă de afinitate între Tudor Vladimirescu și eterie. Boierii au fost de partea lui Tudor Vladimirescu, cu mici excepții, etc., etc. La fel ca Radu, la fel ca Oceta, Iscru, profesor Iscru, evident, între cercetători se folosește adresarea directă până la urmă, mai cu seamă că ei nu sunt de față, de fapt nu mai este decât profesor Iscru în viață din cei pe care i-am amintit.
Și el este unul din exegenți, deci și profesorul Iscu este unul din exegeții Tudor Vladimirescu și el și-a dedicat aproape toată viața lui de științifică cercetării momentului 1821. Da, și are mai multe volume apărute are pe, da, pe acest ediții, subiect. Are, da, trei ediții, ultima apărut în 2017, o ediție frumoasă, de lux, completă, cu critica izvoarelor foarte serioasă, deci foarte, foarte interesantă cartea, foarte interesantă lucrarea. De aceea am o prețuire deosebită pentru acești oameni și am acceptat deci să fac această consultare. M-am gândit că o să fie așa o chestie de rapiditate, o simplă documentare. Când am intrat în documentare, mi-am dat seama că este foarte serioasă chestiunea și că trebuie să mă așez cu multă hotărâre și cu multă dedicație pe informare și pe toate celelalte. Văzând că ies zeci de pagini, sute de pagini pentru o întrebare pe care domnul Pinte mi-a pus-o, am zis, domnule, trebuie să scriu o carte. Deci de aici a pornit practic imboldul să scriu această carte, mai cu seamă că pe mine mă lega de totul Vladimirescu, ziceam, în tinerețe mai o mare afinitate. Afinitatea asta nu era generată de aprobarea pe care aș fi acordat-o eu atunci sacrificiului și vieții lui și toate celelalte. Era mai curând o chestiune de oportunism. De oportunism tineresc. Și anume, la sfârșitul liceului, profesorul meu din liceu, din clasa 10-a și 11-a, din ultima clasă de liceu a 11-a, ne-a dus într-o excursie. Deci, studiu inclusiv la monumentul de la Padeș. Și eu fiind elevul lui preferat din acea promoție, m-a pus să mă urc pe monument și să citesc proclamația lui Tudor Vladimirescu. Am citit proclamația, mi s-a părut interesantă, după care am învățat-o pe din afară. După ce am căzut un examen de admitere la cursurile de zi la Universitatea din Cluj, la secția istorie universală, am participat în toamnă pe câteva locuri de rămase neocupate la un concurs de admitere la Institutul Pedagogic din Oradea, iar subiectul la lucrarea scrisă la istorie a fost răscoala condusă de Tudor Vladimirescu de 1921. Iar acel subiect m-a dus în facultate, cum se zic, o coincidență incredibilă. Acolo am cunoscut cei mai mari oameni, de-al minte, eu dedic această carte câtorva profesori ai mei, pe care îi prețuiesc până la cer, prețuiesc și alții, dar pe aceștia în mod deosebit. Rectorul institutului m-a transferat la cursuri de zi în anul următor. Am început să studiez serios. Profesorul meu de istorie medie, Ion Bratu, al cărui curs era al 48-lea, cint altentia, al 48-lea curs de istorie medie a României, ăla a fost, acum se chema, cred, Mișcarea Revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu, așa, am fost cu el iarăși în relație foarte, foarte bună. El m-a învățat să fac primele cercetări, să particip la cercetările, la sesiunile studențești, etc., etc. Și la terminarea institutului se susținea un examen de stat, se chema, examen de stat, care îți da dreptul să profesezi în domeniul acela. Și eu făcusem facultatea de istorie geografie. Și la examen a fost la istorie, la fel, era examenul scris, la istorie, scris și oral la istorie, și istoria României și scris și oral la geografia României. La istoria României subiectul a fost Mișcarea Revoluționară de la 1800 condusă de Tudor Vladimirescu sau Mișcarea de Eliberare Națională a Românilor din Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Eu am ales foarte repede Mișcarea de Eliberare Națională. Am făcut subiectul perfect, am obținut cea mai mare notă, 9,50, dar 9 la istorie și 10 la geografie, interesant, 9 la istorie și 10 la geografie, cea mai mare notă la examenul de stat. Când am terminat examenul, profesorul meu Ion Bratu, Dumnezeu să-l odihnească, ca și pe Alexandru Săldulache, Dumnezeu să-l odihnească și pe toți ceilalți, m-a zis, cum a fost, ce ai scris? Am scris despre Mișcarea de Eliberare Națională, foarte, foarte intrigat, cum adică, n-ai scris despre Tudor Vladimirescu? Era subiectul cursului, știi cum sunt profesorii, cum erau profesorii mari, așa?
deși nu erau profesori mari, dar erau, pentru mine au fost monumentali profesorii aceia. Așa, și eu am avut inspirația, de fapt acesta era adevărul și am zis, domnul profesor, am intrat la facultate cu Tudor Vladimirescu, mi-era rușine să ies tot cu Tudor Vladimirescu și am scris despre mișcarea de eliberare națională din... A, gata, gata, ești iertat. Deci o mare, foarte mare, un mare atașament aveam pentru Tudor Vladimirescu și mai cu seamă, Cornel, ca și tine, când erai tu elevul meu, ca și tine și eu, atunci eram mare iubitor de revoluții. Ziceam că revoluțiile sunt ceva incredibil, sunt cele mai frumoase momente. Da, eu era primul acum, deceniu de după revoluție și automat. Da, dar eu acum am ajuns la concluzia că sunt mari nenorociri. Revoluțiile acelea sunt mari nenorociri. Cel mai frumos era dacă această revoluție a lui Tudor Vladimirescu se încheia cum a proiectat-o el, că el n-a proiectat-o să fie sângeroasă, atenție. Tudor Vladimirescu, în inteligența lui incredibilă, după ce am făcut eu această cercetare, dar mă opresc îndată, că mă împuiști în întrebări, după ce am făcut toată această cercetare, eu am ajuns la concluzia, nu știu câtă lume are această concluzie, că Tudor Vladimirescu a fost cea mai importantă personalitate a generației lui, de la cumpăna secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, cea mai lucidă personalitate și cea mai dedicată interesului neamului, poporului osădit, cum îl numea el. Evident, nu l-a părăsit niciodată, nici interesul propriu. A mințit dacă îmi spune altfel. El și-a urmărit foarte bine și idealul lui personal și idealul lui personal era aproape identic cu idealul națiunii române, abia în trezire atunci, că nu se trezise, nu se formase națiunea română nici în Muntenia, în Valahia mică, mare, dublă, că oltenii ăștia din Oltenia, Oltenie spuneau Valahia mică, așa. Tudor Vladimirescu, dacă ar fi avut în jurul lui câteva personalități lucide de genul sau de felul Gheorghe Lazăr, care a fost cel mai aproape de Tudor Vladimirescu, dintre toți intelectualii, Gheorghe Lazăr a fost cel mai aproape de Tudor Vladimirescu din toate punctele de vedere. Dacă ar fi avut mai mulți cu el și dacă l-ar fi înțeles toți cei cu care el a încercat să colaboreze, eu cred că el reușea să obțină, fără nicio vărsare de sânge, realizarea programului minimal pe care el și l-a imaginat și l-a propus în 1821. Și totuși 1821, început de epocă modernă, pentru că cu siguranță da, de acolo putem să începem, chiar dacă între timp istoriografia după model Apuseana a încoborât mult acest început, întemeiat sau nu, dar mă întorc la Tudor. Tudor Vladimirescu și evenimentele sale probabil a apărut puțin mai devreme decât ca să poată beneficia de acel sprijin de care vorbeați dumneavoastră. Societatea nu cred că era pregătită pentru Tudor. Societatea nu era pregătită, nu era. Dar știm ceva, pașoptiștii au recunoscut în momentul apogeului Revoluției că începutul Revoluției de la 1848, da, practic, pornea din 1821. Da, Bălcescu are marele merit, Bălcescu, că a descifrat exact importanța sacrificiului lui Tudor Vladimirescu. Și, evident, cred că nu este exagerat când mulți istorici, mulți cercetători numesc acest moment un moment al redeșteptării, zic ei. Eu zic că e al deșteptării, n-are cum să fie al redeșteptării, că nu am fost până atunci deștept național ca să fie o redeșteptare. Al deșteptării naționale, cu siguranță, impulsul până la urmă a fost atunci, iar acest impuls s-a construit și s-a sedimentat în mintea lui Tudor Vladimirescu. Păcate, are păcate, o grămadă de păcate. Eu nu prea scriu despre păcatele lui în această carte, în următoarea o să fie mai mult despre păcatele lui Tudor Vladimirescu, în volumul următor, dar meritul lui este inimaginabil. E clar, este un personaj excepțional, da, care a trăit în împrejurări, exact, excepționale. Corect, apropo de, însă de el, rămâne de discutat, să spunem așa, e o controversă, nu văd explicată foarte bine, adică Tudor, pe de o parte, este șeful pandurilor, ofițer în armata rusă, în același timp reprezentant al administrației Fanariote și plătește, corect, funcțiile respective. Face avere. Da. Este un inițiat în mișcarea eteristă. Da. Se speculează că ar fi avut legături și cu masoneria. Da. Toate acestea, deci, ne relevă un personaj extrem de complex, pe de care putem să spunem
foarte multe, să îi punem în cârcă foarte multe, exact. Și în același timp, poate doar o parte să fie adevărate din ce, ce se spune. Problema adevărului este extraordinar de complicată în activitatea, în acțiunea umană. E greu de căutat. Depinde ce adevăr cauți până la urmă, că adevărurile sunt divergente de foarte, foarte, foarte multe ori. Păi știi bine că eu, la o sesiune de comunicări organizată de Societatea de Științe Istorice, eu tocmai pe aceste chestiuni am marșat. Păi, treburile care par așa întremit și instrumentalizare în cel privește pe Tudor Vladimirescu. Este incredibil de greu să descifrăm situația de atunci, cum spuneai tu, situația excepțională, personaj excepțional, dar evenimentele au fost atât de încâlcite, atât de contradictorii, atât de echivoce, absolut, de la o zi la alta, caracterul echivoc se remarcă. Apoi, documentele sunt la fel de echivoce, de contradictorii, de ambigui, nu știu cum să le numesc. Deci, este foarte bine ca toate cercetările, fără să, ca cineva, să poată formula teze imuabile, toate cercetările să le aibă pe toate în vedere și să vedem care este fața predominantă la Tudor Vladimirescu. Eu, după ce am realizat această cercetare, și repet, eu nu sunt gata decât cu 3 capitole în această carte, în acest prim volum, așa, am ajuns la concluzia că fața lui Tudor Vladimirescu, dincolo de orice, copii din flori, autori de asasinate, este clar, au fost naivitatea cu Rusia, pandurii care erau panduri, dar mai erau și hoți, mai erau și haiduși, mai erau și jefuitori, mai erau și asasini, ceea ce s-a petrecut și la Golești în acea zi de Sfinții Constantin și Elena, Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena, etc., etc. Dar imaginea lui Tudor Vladimirescu pe fundal este o imagine extrem de luminoasă. Deci, aceasta trebuie să fie. Chestiunea cercetării este una, Cornel. Chestiunea cercetării este una. Și chestiunea, să-i spune, mitului de care are nevoie fiecare popor, pentru că înainte de toate a fost mitul până la urmă. Mitul s-a născut odată cu omul. Da? Miturile sunt extrem de necesare, extrem energizante. Da. De energizante. Și arată cumva, da, popularitatea de care se bucură, exact, personajul respectiv, exact, în rândul, exact, populației, exact, în rândul, exact, omului. Simt. Păi Oceta, când s-a apucat să scrie Tudor Vladimirescu și Mișcarea Ișterisă în 1945, exact asta spunea, că observă că problema lui Tudor Vladimirescu se apropie mai mult de mit decât de realitate ocean al oamenilor, și că el a vrut să lase toată treaba asta pe seama istoricilor olteni, să se ocupe istoricii olteani de chestia aceasta, dar este determinat de ceea ce se petrece să scrie această lucrare în 1945, iar în 1971 este o carte excepțională. Eu cred că în foarte mare măsură eu sub influența acelei cărți a lui Oceta eram îngroșeam mai cu seamă imaginile criticabile la Tudor Vladimirescu. Da. Nu, acum nu mai sunt imaginea nimănui decât a mea. Deci acum toate părerile mele despre Tudor Vladimirescu și în această carte, repet, Cornel, sunt 3 capitole. 3 capitole și câteva chestiuni necesare. Un primul capitol este ciudat, este o carte atipică de istorie, dacă o să te uiți pe ea, o să vezi că este, n-ai văzut-o, că tocmai astăzi am adus-o, așa cum spuneai, acum e din tipografie. În primul capitol este asasinarea bestială a lui Tudor Vladimirescu. Nu avem o asemenea altă carte despre Tudor Vladimirescu sau despre altceva care să înceapă cu sfârșitul. Și de ce începe ca un roman. Exact. De și fapt. De ce începe cu sfârșitul? Pentru că, practic, acel moment
dureros, tragic, foarte dureros, foarte tragic pentru români, pentru contemporanii lui, în principal pentru viața lui, bărbat tânăr la 40 și ceva de ani, 46 de ani, s-a sfârșit atunci. Dar cu moartea lui începe această nouă eră în istoria noastră. De aceea mă ocup de problema complotului și asasinării lui Tudor Vladimirescu și cred eu, iartă-mi lipsa de modestie, eu cred că am lămurit chestiunea complotului de la Gorici. N-a lămurit-o nimeni până acum. Interesant. Deci, în această carte eu cred că am lămurit problema complotului și inclusiv complotiștii. Pentru că toți istoricii care au scris despre complotul de la Gorici au luat informațiile formulate în principal de participanți la evenimente și care au fost complotiști aproape toți. Deci subiectivi, deci, cu alte cuvinte. Bine, toți suntem subiectivi, Cornel. Nu există obiectivitate în acțiunea umană, eu socotesc că nu există obiectivitate. Există însă bună credință și rea credință. Dar când vom citi complotul, când vom citi în această carte mărturiile pe care le lasă Ianache Cacalețeanu, de pildă, comandantul artileriei lui Tudor Vladimirescu, și le lasă fiului său, fiul care le spune lui Aricescu, și eu le-am preluat de la, după Iscru, aceste discuții. De-aia eu le-am interpretat, Cornel, cum se zic, cu bisturiu și cu microscopul toate aceste informații. Și am ajuns la concluzia că Cacalețeanu, marele patriot și prieten lui Tudor Vladimirescu, a fost participant la complot. Cel puțin prin inacțiune. Cel puțin prin inacțiune. Prin neimplicarea în opirea complotului sau spre a-l fi informat pe Tudor Vladimirescu că acest complot se pregătește sub ochii lor. Pentru că ei recunosc treaba asta. Că au participat la toată revolta comandanților de panduri la instigarea lui Prodan, la instigarea lui Macedonski, lui Prodan și lui și după care lui Olimpiotul. Ei au participat acolo. Cioranu se face că ne învăluie cu nu știu ce. Dacă e bisturiu și microscopul, descoperi în tot ce spune Cioranu rolul lui în acest complot. Chiriac Popescu, șeful gărzii de pază a lui Tudor Vladimirescu, el nu apare în complot. El nu se știe unde a fost în noaptea când deci trebuia să fie acolo, da. El trebuia să fie stâncă în fața lui Tudor Vladimirescu. El face așa o povestire romantică, un dialog între un bulgar și un grec, nu știu care era el, bulgarul sau grecul sau amândoi, așa, și trece așa, fără niciun fel de, foarte senin despre complot. Dar îi găsim prezenți, Cornel, interesant, îi găsim prezent și pe Cioranu, aghiotantul lui Tudor Vladimirescu, nu, garda de corp a lui Tudor Vladimirescu, și pe Chiriac Popescu, îi găsim prezenți la Pitești. Când Iordache Olimpiotu, cu mai mulți călei ai lui de acolo, îl investigau pe Tudor Vladimirescu și îl aude, și că Cioranu aude, el pe ușa crăpată și ține minte și redă peste 40 de ani dialogul dintre Tudor Vladimirescu și ăia. Și la fel când a fost asasinat Tudor Vladimirescu. Noi trebuie să lămurim aceste treburi. Nu vrem să, eu nu vreau nici într-un caz să întuneg mitul, pentru că Tudor Vladimirescu merită să rămână mitul nostru de demnitate și de toate. Dar nu putem să luăm de bune ce ne spun niște indivizi totalmente interesați să ne mintă, că ei ne-au mințit, cei despre care noi vorbim. Dar numai așa trebuie să citim chestiunea aceasta. Dacă citim ca pe un roman de aventură problema complotului, zice, bă, ia uite la ăsta, cum și-a permis ăsta să spună că ei au fost complotiști? Dar dacă analizăm ceea ce ei au spus, atenție, ei au spus despre momentele acelea. N-avem nicio îndoială că ei au participat la complot. Nu mai vorbim de cățel din Cloșani, pe care Tudor Vladimirescu îl propusese în tribunalul pe care voia să-l instituie de judecarea jafurilor și a fără de legilor. Nu mai vorbim de el, care la întrebarea lui Aricescu, de ce l-a strădat moșule pe Tudor Vladimirescu? Și el a zis, de nevoie l-am trădat, că ne omora pe toți.
Ne trezeam în fiecare noapte că dispăreau câțiva între noi. Și aveam toți aceeași soartă. Păi și nu-ți pare rău, moșule? Acum îmi pare rău că văd ce se întâmplă. Dar atunci n-am avut încotro, trebuie să-l trădăm. Da, iată, foarte interesant mărturia. Mărturiile trebuie iarăși disecate foarte, foarte atent, cum se cuvine. Dar Arecescu a făcut o operă incredibilă de cercetător. El a făcut-o chiar de cuvânt că el a fost un istoric aproape de duminică, ca fi riparie. Deși, totuși, director de arhivele statului era o funcție extrem, extrem de importantă. Atunci și atunci, acum și oricând. Așa. Dar ne-a lăsat o operă excepțională. Mai cu seama aceste mărturii, cu limitele lor, cu ascunzișurile lor, cu toate celelalte. Dar declarația lui Cacalețeanu este stupefiantă și este totalmente în defavoarea lui Cacalețeanu, așa cum au interpretat-o toți ceilalți. Păstrat steagul, apărat steagul, păstrat inelul lui Tudor Vladimirescu și sabia lui și nu știu ce. Aricescu și Golumbeanu, Consătean cu Tudor Vladimirescu, nu spun că Tudor Vladimirescu i-a dat sabia lui Cacalețeanu. Ei spun că Cacalețeanu a luat sabia și steagul și nu știu mai ce. Acum, habar n-am cum interpretăm noi situația asta. Ne punem întrebarea de ce au stat ascunse atâta vreme. Au stat ascunse până a trecut furia împotriva lui Tudor Vladimirescu și a celorlalți. Niciunul nu s-a arătat la 1821-1822 ca fiind foști partizani ai lui Tudor Vladimirescu. Toți s-au detașat de el. Dezis, da. Toți s-au fugit de el. Abia când Bălcescu scrie despre Tudor Vladimirescu, despre sacrificiul lui, opa, încep să apară patrioții, când încep să apară și dovezile. Sinecurile. Da. Și sinecurile pentru treaba aceasta. Nu, eu... Numai că personajul Tudor Vladimirescu este interesant. Momentele de atunci sunt extrem de controversate. Da. Și în același timp e foarte greu totuși pentru un istoric să facă acest la 200 de ani de la evenimente, să încerce să disece absolut tot ce s-a întâmplat atunci. V-ați asumat o, să zicem așa, o misiune foarte grea pe care o duceți la capăt. Sper să reușesc, să mă ajută Dumnezeu să duc și celelalte chestiuni. Deci ziceam că este capitolul despre asasinat, nelămurit de nimeni. Eu cred că l-am lămurit. Deci avem o premieră, să spunem așa. Complotul, în mod deosebit, că asasinatul, cum l-au omorât, nu vom ști niciodată. Nici unul este, nici... De ce nu știm? Așa au vrut toți, să nu știm, nu este tot Vladimirescu. Și complotiștii și asasinii. Nu am vrut să știm noi unde sunt osemintele lui Tudor Vladimirescu. Cel mai teribil mi se pare că ar fi fost omorât chiar în incinta mitropoliei din Târgoviște, în chiliile din Târgoviște. Mi se pare cea mai terifiantă mărturie, nu știu dacă ești, cred că și tu ai scris despre această chestie a lui Merișescu, ceva din Argeș, da? Asta mi se pare de-a dreptul incredibilă și foarte, foarte dureros, mi se pare iarăși relatarea lui Aricescu, care s-a dus la Târgoviște, la fântână, de la Casa Giartoglu, și a scos din fântână 12 metri de molos și de apă și de toate celelalte și în final spune că am renunțat, n-am dat de rămășițele lui Tudor Vladimirescu, o să revin cu o pompă mai bună când o să am posibilitate să scot toată apa din puț, dar cel mai dur este că spune el că întrebați localnicii ce știu despre acest puț, i-a spus că știau că după ce fântâna n-a mai fost, acolo au aruncat arvații, arvat înseamnă multe, croat, arnăut și așa mai departe și așa mai departe, au aruncat arvații câinii morți ai comunității. Și m-am gândit așa, incredibil, cum să fie osemintele lui Tudor Vladimirescu la oaltă cu câinii morți aruncați de ea, sau împușcat în mitropolie și aruncat în umblătoarea mitropoliei, adică există în privata aceea primitivă din curtea mitropoliei. Este înfiorător. Așa, al doilea capitol este despre Tudor Vladimirescu și boierii.
N-au scris o lucrare specială despre Tudor Vladimirescu și Băieri, a scris Adăniloae în 1956, cred. Nikita din Adăniloae în 1956, evident de pe poziții totalmente marxiste, cu informații pertinente, deci cu informații bazate pe documente, dar lăsate totuși în cea mai mare măsură așa, în coadă de pește. De pildă, Adăniloae neagă categoric înțelegerea dintre cei trei mari bani și Tudor Vladimirescu. El o neagă categoric. Nu a existat niciun fel de înțelegere, susține Adăniloae. Noi ne ocupăm de în amănunt de această chestiune, cu toate oscilațiile, cu toate răsturnările de situație, cu toate, și punem toată neînțelegerea pe seama boierilor, în final. N-au dat dovadă nici de cum de patriotism. Patriotismul însemna doar interesul lor imediat. Și interesele lor, știți câți erau? Cred că câți boieri erau. Fiecare era cu interesul lui. Da, credem că lămurim și această chestiune, în principal, pe baza documentelor publicate. Pe baza documentelor publicate. Nu ne influențează niciun alt istoric care a scris despre treaba aceasta. A treia chestiune, relațiile cu turcii. Al treilea, unul din capitol, se referă la relațiile cu turcii. Pentru că și cu privire la acest subiect s-au încetățenit în istoriografia noastră câteva direcții. O primă direcție este aceea că Tudor Vladimirescu a pornit răscoala ca să-i pregătească pe oameni pentru campania anti-otomană alături de eteriști. Integrat eteriștilor. Susținută de asemenea de Oțetea, și, evident, în completarea lui Oțetea de Filite. Ion C. Filite. Da. Ei spun categoric, aceasta a fost situația. După că alte informații sunt că nu și-a propus Tudor Vladimirescu să... Radu spune că intenția lui Tudor Vladimirescu a fost exact aceasta. Să înlăture regimul fanariot, acceptă și el că putea să existe și un program maximal, deci independența și sau cel puțin înlăturarea regimului fanariot. Analizăm această chestiune la fel, de pe această chestiune devenită deja postulat, cred, este o teză acceptată de majoritatea istoricilor acum, aceea că și Revoluția de 1921, ca și Revoluția de 1848, a avut un program maximal și un program minimal. Tudor Vladimirescu și-a dat seama foarte repede, foarte curând, că programul maximal nu poate fi îndeplinit, nu poate fi împlinit. Și s-a repliat urgent pe înfăptuirea programului minimal, luându-și din capul locului măsurile necesare. Proclamația de la Padeș ne spune foarte limpede că e, trimite un mesaj de prețuire, dacă vrei, de salut către sultan. Arzul trimis apoi tot de la Padeș sau de la Tismana, că Tudor Vladimirescu a făcut 3 zile naveta de la Padeș la Tismana, cum a făcut pe urmă naveta 2 săptămâni de la Gura Mutrui la Țânțereni, așa, către sultan, spunându-i că el recunoaște suzeranitatea sultanului și așteaptă să trimită un cercetător, un sol, un efendi, să vadă care sunt plângerile lui și ale poporului lui. Tudor Vladimirescu și-a dat seama că el poate să fie primul domn pământean. Eu am convingerea aceasta, clar, m-am îmbrăcat în pielea lui Tudor Vladimirescu când am făcut toate aceste analize. Și-a dat seama că fără boieri nu poate să facă treaba asta. Ea le-a întins mâna, descriu foarte exact evoluția relațiilor dintre Tudor Vladimirescu și boieri, așa, și în final tratativele au eșuat datorită eteriei. Tratativele lui Tudor cu Vladimirescu cu poarta au eșuat în principal datorită eteriei, că boierii aia care rămăseseră în București, în principal Alexandru Filipescu Vulpe, despre care am citit, cum se zic, destul de contradictorii, dar deosebi afirmații defavorabile lui, negative. Eu îl prezint ca o figură de boier luminos și patriot în comparație cu ceilalți. Atunci, mă interesează pe mine că România să ajung ducă domn. El a colaborat foarte onest cu Tudor Vladimirescu, foarte onest, așa, a
reușit să țină un echilibru în Bucureștiul acela, cum să zic, supus unui asediu incredibil din toate părțile. Și adevărat că a scos din vișterie mulți, mulți bani ca să realizeze această chestiune și mai mult decât atât, nici când toți îl atacau, îl apăsau pe Tudor Vladimirescu, el nu l-a apăsat pe Tudor Vladimirescu. A vorbit despre nebunia care a cuprins popoarele în anul 1821, când s-a adresat și el comisiei instituită de Ghica, de domnitorul Ghica, pentru despăgubirea unora din cei care fuseseră sau suferiseră de pe urma Revoluției. Și el spunea că din banii lui a plătit foarte multe furnituri, alimente, praf de pușcă pentru armata pentru adunarea Norodului, care era și armată și organism politic. Deci, Cornel, acestea sunt... Cartea mai are un cuvânt înainte lămuritor, necesar de citit pentru a înțelege cartea, și o adenda. O adenda care cuprinde un text scris de mine în noiembrie 2020, pe care doream să-l public într-o gazetă locală, dar având în vedere spațiul pe care îl cerea, nu l-am putut publica și se cheamă chiar așa, anul 2021, anul Tudor Vladimirescu, anul Gorjului. Și prezintă o sinteză a ce ar oferi Gorjul, era și o invitație adresată tuturor asociațiilor profesionale științifice de a veni în Gorj, să organizeze aici activitățile lor anuale pentru și să-l comemoreze cu toți și să-l comemorăm pe cu toți și pe totul la Demenescu. Da, n-aș vrea să trecem la alt, să zicem, la un alt capitol al discuției, la o altă direcție. Înainte de a mai lămuri ceva legat de Tudor Vladimirescu, personajul în continuare, personajul de legendă, și anume faptul că ați vorbit puțin mai devreme despre faptul că ar fi primul domnitor pământean sau și-a dorit acest lucru. Ce l-a determinat totuși să nu facă acel pas, deși și-a însumat însemnele, acea dos de căciulă cu alb, deci însemnele domnitorului, steagul și altele, ce l-a făcut totuși să nu se proclame acest lucru, că poate lucrurile l-ar fi... i-ar fi fost favorabile la un anumit moment, mai ales că relația cu otomanii nu era atât de proastă pe cum... Nu era chiar bună, ajunsese chiar bună. Relația ajunsese bună. Au stricat-o... E clar că varianta cu eteria a fost piatra de moară de, cea să zicem, mai, de cea piciorul. Mai, cea da. Mai grea. Dar, cea pe mai de grea. Altă parte, totuși e destul de greu de explicat cum totuși pleacă, stăpânea Bucureștiul, e cel puțin o lună și ceva, el stăpânește Bucureștiul cu autoritate. E clar, da. Da, pleacă în 15 mai, sau așa spre zona întărită din Oltenia, că de fapt asta a fost ținta. Tot timpul el a spus această treabă. Da, și se întâmplă ceva cu el pe drum. Bine, e acea pedepsire a celor care se ocupau cu jafurile, dar să nu uităm că Tudor avusese în trupele lui și alte momente de acest gen, și la ducere și la venire. Categorii, multe. Bun, ar mai fi de discutat și de ce a ales varianta asta pe Argeș de venire de la București, pentru că știm că s-a dus pe Ol pe un alt drum. Pe drumul poștei. Da. S-a dus pe drumul poștei, care era cel mai sunt multe, sunt multe lucruri de explicat. Mi-ai pus foarte multe întrebări. Da. Nu știu dacă pot să răspund. Da. Sau... Am câteva dintre nelămuriri, Aș începe, Cornel, cu chestiunea cu domnul. Totul la noi că a vrut să fie domn, cred că din momentul în care a ocupat primele funcții administrative în regimul Fanariot. Dacă tălmăcim, cum se cuvine, multe din spusele lui Tudor Vladimirescu înmagazinate în mentalul colectiv și dacă ele sunt reale, dacă sunt reale și nu sunt inventate de alții, găsim acolo o grămadă de explicații. Atenție! Acea ușor hazlie afirmației lui Tudor pe care o face lui Chirițescu, Pau Chirițescu, parcă din Topești, eu nu sunt făcut nici pentru muiere, nici pentru avere. Eu sunt făcut pentru altceva.
Eu interpretez treaba asta cât se poate de clar în direcția pe care eu o afirm. Evident că fiecare istoric interpretează pe teza lui, până la urmă ce, dar așa. Tudor Ademinescu, în tinerețele lui, în tinerețele lui de antreprenor, de om de afaceri, am zice noi acum, așa, a fost în relații foarte bune cu Pașa din Atacale, da. Recep din Atacale. Deci, adversitatea lui față de turci nu este endemică și nu este din tinerețe, din foarte bună tinerețe, da? Mai mult decât atât, acel Pașe l-a salvat de la o gravă pedeapsă. Pedeapsa, cum se zic, urma să fie pusă în aplicare la solicitarea lui Glogoveanu, colegului de învățătură. Pentru că ne povestește Aricescu, dar cred că ne povestește și alți nu biografi, povestitori, că Tudor Ademirescu ar fi găsit-o pe soția lui Glogoveanu în brațele caimacamului Craiovei. Și el s-a dus cu biletul, pe urmă și cu un bilet, și l-a dus lui Glogoveanu. După care, nu Glogoveanu, nu din pricina lui Glogoveanu, caimacamul a aflat treaba asta și a dat dispoziție să fie prins, să-i fie adus mort. Și s-a salvat și a ajuns prin Recep, s-a salvat, și a ajuns la domitor și, mai mult decât atât, a primit și vătășia Plaiului, Cloșani. După aceea, nu știm în ce măsură sunt reale sau nereale aceste afirmații. Ales că știm că totuși s-a făcut cu foarte mulți bani, aceste funcții se obțineau da, cu foarte mulți bani, exact. El avea bani foarte mulți. El a spunea, am făcut avere frumoasă și vreau să o sporesc, nu? Că a făcut afaceri chiar cu statul până la urmă, că era sluger. Și slujerul avea și misiunea să aprovizioneze curtea domnească cu carne. Eu nu știu dacă el a avut un asemenea contract până la urmă, un contract bănos, dar... Dar el se ocupa de custodia de vite, deci era clar că avea materia primă. Cornel era atât de inteligent încât, cum să zic, eu l-am numit pe Tudor Ademirescu și un personaj ubicu. Adică îl găsim prezent așa, cum să zic, când la Viena, când la Buda, când la Mehadia, când la Hacek, când la București, la Cărbunești, la Cloșan, la nu știu unde și nu știu, nici nu mai știm pe unde a mai fost până la urmă. Aici, Viena este una în moment când Tudor Ademirescu știe că el poate să fie domn. Momentul Viena, toate interpretările pe care eu le dau la documente nu se regăsesc aici, nu se regăsesc în volumul acesta, sunt acelea că la Viena Tudor Ademirescu a cunoscut protibendada europeană. La congresul acela de la Viena a cunoscut. Aricescu ne spune că s-a întâlnit cu Capodistria. Există și varianta că s-a întâlnit cu țarul. Cu împăratul Austriei și cu Metternich. Și cu cancelarul. Eu sunt de acord cu această chestie. Tudor Ademirescu era incredibil de, formulez un cuvânt neacademic, băgăreț. Părea de retras, tăcut, dar îi știa foarte bine interesul. Își cunoștea interesele și dorințele perfect, perfect, perfect. Deci Viena este momentul lui de limpezire. Dom'le, pentru asta sunt eu făcut și nu pentru avere sau avere de pânzarea porcilor și a vitelor mari sau mici și a seului și așa mai departe. Deci, așa aș explica această situație. Ce s-a petrecut, ziceai tu, și dacă lutez componenta întrebării, lungii tale întrebări, filmului tău de întrebări îmi spui, așa, ce s-a întâmplat cu pandurii, cu jefuitorii? Am observat că toți istoricii, inclusiv cei care îl prețuiesc peste măsură pe Tudor Ademirescu, spun că el a greșit, că l-a spânzurat pe Urdăreanu. Mai ales în contextul în care mai iertase câteodată asemenea comportamente. Eu pun problema că chiar doi au fost iertați atunci. Înțelegi? Eu să cotesc că măsurile lui Tudor Ademirescu au fost cele mai potrivite. Eu îl incriminam, știi bine, cine-i dădea voie lui Tudor Ademirescu să ia viața altora? Te aduce aminte de la interogațiile mele de atunci, de la pomenita întâlnire.
Eu după ce am citit toate aceste chestiuni, am ajuns la concluzia că, pe drept cuvânt, pe drept a procedat așa Tudor. Dar ce valoră o viață unui om atunci, Cornel? Cât a unei muște. Nu era mai prețioasă viața unui om decât a oricărui vețuitoare sau orice altceva. Nimic nu valora viața. Se omorau pe capete, oricând, oriunde și oricum. Cu răspundere sau fără răspundere. Dar nu asta vreau să spun. Tudor și-a dat seama că în apropierea lui se pregătește complotul. De la București până la la Golești. Hagi Prodan a avut o atitudine extrem de violentă și impardonabilă față de Tudor Ionescu înainte să plece de la București, pentru că pretinde ăla că nu-i plătise soldații. Atunci Tudor Ionescu s-a împrumutat o mare sumă de bani, iar divanul, de fapt nu, de un mini-divan, cinci mari boieri și mitropolitul, președintele divanului, i-au dat un înscris, un titlu de stat, de împrumut pentru 240.000 de lei, cred că 240.000 de lei, să facă rost de el, cum de el, poate că Visteria nu mai are bani. Banii au ajuns la complotiști și la asasin, la asasin. Așa, Tudor Ionescu realizează că trei dintre capitanului lui de panduri, Enescu, Cuțui, cred, nu s-ar putea să greșesc, dar Urdărean, cu siguranță. Da. Așa? Nu mai sunt pe aceeași linie cu el. Pe aceeași linie de gândire cu el. Dintr-o întâmplare, Tudor sau altcineva găsesc în desaga lui Urdărean o tavă de argint. Între Urdăreanu și Tudor Ionescu are loc un dialog destul de nepotrivit pentru un subordonat până la urmă. Iar de al nostru, de la noi, Urdăreanu, dintr-o mare familie, nu din Gorj, toți spun că de o frumusețe angelică, așa, nu discut și nu pot să contrazic această idee. Și el îi spune că e putova de la taică-sul. Și Tudor are o reacție foarte dură. Ai minți porc de câine. Dacă tu mânca din blid de lemn, nu din tavă de argint. Cornel, găsesc, cum să zic, de o fericită căutare, găsesc într-o piesă de teatru scrisă de un institutor din Baia de Aramă. Afirmația că Urdăreanu a fost victima lui Hagi Prodan și a lui Macedonski, ei au pus tava în desagă pentru a crea conflictul acesta. Deci el a fost spionul ales de către complotiști ca să reușească complotul. Eu numai asta cred, eu doar atât cred aici. Și deci Urdăreanu este posibil să fie total nevinovat. El a fost o victimă. El a fost victima, a fost spionul ca complotul să reușească, așa, iar Urdăreanu a fost un fic obraznic față de Tudor Vladimirescu în situația aceea. Poate... Mai mult decât atenție, pentru Urdăreanu nu a intervenit nici Chiriac Popescu, nici Cioranu, nici Cacalețeanu să nu-l spânzure. Pentru el alți doi au intervenit. Ceea ce poate fi o explicație. Rămâne deschisă discuția, Cornel. Cu siguranță, pentru că timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezența din această seară la emisiunea noastră. Invităm pe telespectatori să, în momentul când cartea o să apară și în librării, bănuim, să o caute, pentru că se anunță extrem de interesantă. Mulțumim. Mulțumesc, Cornel, și îți mulțumesc pentru ce faci. Vă mulțumim, dragi telespectatori. A fost emisiunea Educație, a fost cu noi domnul profesor Gheorghe Gorun, autorul cărții Tudor Vladimirescu Între Scila și Caribda. Deocamdată volumul 1, așteptăm volumul 2. Mulțumim pentru atenție, la revedere!